Luăm aminte, pace tuturor. Din faptele Sfinților Apostoli citire să luăm aminte. Iar prin mâinile apostolilor se făceau semne și minuni multe în popor. Și erau toți într-un cuget în pridvorul lui Solomon. Și nimeni de ceilalți nu cuteza să se alipească de ei, dar poporul îi lăuda. Și din ce în ce mai mulți se adăugau cei ce credeau în Domnul, mulțime de bărbați și de femei, încât scoteau pe cei bolnavi în ulițe și îi puneau pe paturi și pe tărgi, ca venind Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul dintre ei. Și se adunau și mulțimea din cetățile din prejurul Ierusalimului, aducând bolnavi și bântuiți de duhuri necurate, și toți se vindecau. Și sculându-se arhiereul și toți cei împreună cu el, cei din eresul saducheilor, s-au umplut de pismă și au pus mâna pe apostol și i-au băgat în temnița obștească. Iar un înger al Domnului, în timpul nopții, a deschis ușile temniței și i-a scos afară și le-a zis: mergeți și grăiți poporului în templu toate cuvintele vieții acesteia. Amin. Breacucenii și părinți, iubiți frați și surori, acesta e apostolul duminicii de astăzi. Și cum am străduit de multe ori, iertați-mă dacă și de asta încerc să vedem o legătură strânsă, deosebită, între apostol și Evanghelie. Dacă în Evanghelie am văzut pe Toma cerând să vadă semnele jertfei Domnului Iisus Hristos ca să creadă, aici vedem niște semne foarte puternice care dovedesc nu numai că Domnul Iisus Hristos a înviat, ci că El, înviind din morți, cum zice în ultimul verset din capitolul 3 din Fapte, ce Dumnezeu, înviind pe Fiul Său, l-a trimis întâi la voi, ca să vă binecuvinteze, ca fiecare să se întoarcă de la răutățile sale. Deci vedem foarte clar în apostol că Domnul Iisus Hristos, cel răstignit și înviat, este prezent de plin în viața bisericii. Încă vedem ceva în plus. M-am spus și altă dată, asta observăm dacă citim Evanghelie, toți ați observat, Domnul Hristos n-a înviat niciodată pe nimeni cu umbra sa. Aici vedem că Sfântul Apostol Petru are așa putere încât doar umbra lui, dacă trecea peste un om bolnav, bolnavul se vindeca. Ca să se împlinească, asta e foarte important să observăm, că se împlinesc niște cuvinte spuse de Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolele 14-17. Acolo Domnul Iisus Hristos le spusese ucenicilor că lucruri mai mari decât am făcut eu veți face. Ca să vă bucurați, ca să vă fie clar că puterea lui Dumnezeu este cu voi. Și asta vedem aici în Faptele Apostolilor, că Sfinții Apostoli fac lucruri mai mari decât a făcut chiar Domnul Iisus Hristos. Ca să le fie foarte clar că Hristos cel înviat este prezent în ei, cu ei. Și de fapt ei sunt manifestarea trupului cel înviat al lui Hristos prin Duhul Sfânt. Tot aici se împlinește acel cuvânt din Ioan 17, dacă mă amintesc, sau 16, în care Domnul Iisus Hristos le spune că va veni o vreme când nu o să mai întrebe nimic, când toate o să fie clare pentru ei. Dacă vă amintiți acolo, e un dialog foarte interesant. Când înțeleg, când nu înțeleg ucenicii și apostolii. Și va veni o vreme când nu mă veți mai întreba nimic. Atunci veți fi de plin lămuriți și dă un cuvânt Domnului Hristos extraordinar. Ce? Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Adică atunci vom trăi aceeași viață.
Viață duhovnicească, viață prin Duhul Sfânt, viață plină de lumină, plină de putere. Vom trăi aceeași viață de care s-o și citit aici din Coloseni, că zice că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și noi suntem, într-adevăr, marcați de manifestările exterioare, vizibile, acestei puteri, acestei vieți dumnezeiești a Domnului Iisus Hristos trăită în biserica primară. Adică vedem cum erau vindecați toți bolnavii. Deci e observat că sunt aceleași expresii ca și în Evanghelie. În Evanghelie, de mai multe ori, evangheliștii trag concluzii. Și toți câți au venit de pretutindeni au fost vindecați, duhurile au fost alungate, morții au fost înviați, toate problemele au fost rezolvate. Exact așa zice și aici Sfântul Luca. Toți câți au venit din Ierusalim, din satele vecine, toți au fost vindecați. La toți s-au rezolvat toate problemele. Ca să se arate foarte clar că același Hristos care a trăit cu ei în trup înainte de a se răstigni, este acum prezent prin Duhul Sfânt, la fel de real, chiar dacă nevăzut fizic, în biserică. Aici se explică încă un cuvânt greu. Chiar m-au întrebat și la școală mulți elevi care mai citesc prin Biblie. Din fericire mai sunt. Este tot în Ioan, capitolul 14. L-am dat spune Domnul Iisus, cei care ați fost la studiu știți că am vorbit aici și ne-am lămurit aici împreună, sper. Le spune la un moment dat, este de folos să mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât mine. Și întreabă cei care citesc, zice, cum adică? Păi noi învățăm că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt trei persoane divine și egale. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. De o ființă cu Tatăl. Cum zice Domnul Hristos, Tatăl este mai mare decât mine? Explicația o găsim în Biblia tradusă de Mitropolitul Bartolomeu. De fapt, Domnul Hristos se referă, când zice Tatăl este mai mare decât mine, la perioada dinainte de înălțarea sa la cer. În capitolul 17, aceeași epistolă a Evangheliei lui Ioan, Domnul Hristos le spune ucenicilor, de fapt, în rugăciune zice, Tată, proslăvește-mă la tine cu slava pe care o aveam mai înainte de a fi lumea. Și ucenicii mei să vadă această proslăvire. E bine, aceasta se realizează prin pogorârea Duhului Sfânt și prin întemeierea bisericii. Pentru că în biserică nu mai vedem pe Hristos cu ochii fizici, dar îl vedem proslăvit. Vedem ceea ce zice tot Domnul Hristos, am toată puterea în cer și pe pământ. Vedem cu toate îi se supun. Și atunci ucenicii au înțeles că Domnul Iisus Hristos acum este preaslăvit și că puterea Lui dumnezeiască lucrează în lume. Și ei sunt mădularele bisericii, ale trupului Hristos, prin care se împlinește această lucrare. E important, și asta vreau să mă vedem din Apostol, încheierea, ce spune chiar îngerul trimis să-i elibereze pe Sfinții Apostoli în închisoare. Vedeți, nici conducătorii evreilor de atunci nu pot să-i țină, nici soldații, vine îngerul și le dă drumul. Ce frumos! Nu s-a întâmplat de multe ori în istoria bisericii, dar atunci Dumnezeu vrea să arate clar această putere nemărginită pe care o are biserica lui Hristos, pentru că ea este trupul lui plin de Duhul Sfânt. Și le spune îngerul, duceți-vă și vestiți ce? Toate cuvintele vieții acesteia. Adică ce? Viața lui Hristos, viața lui Hristos care a coborât pe pământ în biserică prin Duhul Sfânt, asta trebuie să o vestiți. Și Evanghelia atunci, clar, n-a fost niciodată argumente istorice, tot felul de construcții psilogistice, logice, filozofice, ce a fost mărturia despre această viață a lui Dumnezeu venit pe pământ. Mărturia despre Hristos și e foarte frumoasă legătura între Faptele Apostolilor și Evanghelia după Luca. Pentru că așa Sfântul Luca ne arată că el, de fapt, mărturisește despre aceeași viață. Viața lui Hristos dinainte de patim și viața lui Hristos în biserică după patim prin Duhul Sfânt. Viața bisericii. Acum, aș vrea să mai notăm încă ceva, dacă mă îngăduiți. Ce diferență era, îl putem înțelege pe Părintele Claudiu,
Poate că el are problema asta, că s-a născut un pic cam spre sfârșitul lumii, nu în primul veac creștin. Pentru că atunci așa era biserica cum își dorește Părintele Claudiu. Atunci era așa de puternic focul credinței și așa de intensă trăirea, încât efectiv oamenii din jur simțeau această delimitare. Simțeau clar, mă, ăsta e cerul și noi suntem pământul. Și nu se apropiau. El era foarte clar, ori suntem cu Hristos și atunci trebuie să mărturisim credința și să ne botezăm și s-a terminat cu lumea, am terminat cu lumea, ori dacă nu, suntem în lume. De niciodată nu a mai fost așa de clară diferența între biserică, trupul lui Hristos, cerul pe pământ și lume. Ca și în perioada asta din Faptele Apostolilor, când era biserica primară. Și după cum știm, erau toți gata și de mărturisire, pentru că atunci toți creștinii erau mărturisitori. Ucenicii, cei care vesteau pe Hristos, eu primit numele de creștin. Nu exista creștin care stă și o fost botezat, vorba aceea, vine la biserică dus pe 12 roți. 4 la botez, 4 la cununie, 4 la groapă. Nu erau atunci așa ceva. Toți creștinii erau trăitori, cum zicea Părintele Iosifa, militanți. Militanți, mărturisitori, gata chiar de jertfă pentru Hristos. Și prin ei biserica s-a născut și s-a extins în lume, într-o lume total ostilă Evangheliei. Acum aș vrea să mă apropii de încheiere, cum zic frață, și să ne gândim că totuși și pe noi Domnul Hristos ne are în vedere. Am căutat și am găsit în epistola către Efeseni un cuvânt care arată clar că suntem legați și până la sfârșitul lumii toți creștinii vom fi legați direct de învierea Domnului Iisus Hristos. În capitolul 2, zice Sfântul Apostol Pavel, că noi suntem născuți din nou și am devenit credincioși prin învierea lui Hristos din morți. Deci învierea Domnului nu este un eveniment care poate fi cumva circumscris în timp și spațiu. De aceea și pentru Sfinții Apostoli este așa de greu să creadă. Toți au avut problema aceasta și au și acum oamenii. Bă, dacă are trup, cum trece prin ușile încuiate? Bun. Dacă o trecut totuși și parcă are un trup duhovnicesc, cum de mănâncă în fața noastră? Cum de vine și ne spune, atingeți-mă și vedeți? Și chiar zice Domnul Hristos, un trup, un duh, n-are carne și oase cum vedeți cam eu. Deci așa ne arată Domnul Hristos că trupul lui înviat este un trup de slavă care are, dacă vrea, tot ce are trupul omenesc, dar nu mai are nicio limitare. Și tocmai pentru că acum, în starea aceea slăvită, noi nu-l putem vedea cu ochii trupului. Cum zicea Părintele Vasile, mai ușor în dorul inimii, atunci când ne rugăm sau îl căutăm în cuvânt sau în fapta de iubire față de cel de lângă noi. Pentru că dacă vrem să-l vedem cu ochii trupului, vom păți cel puțin ce-o păți Sfântul Apostol Pavel. Adică ne vom pierde vederea. Pentru că Domnul Hristos nu mai poate să arate acum în forma în care a fost înainte de răstignire. El e acum acel trup de slavă. Dar revenind, învierea are o dimensiune cosmică. Cumva prin ea veșnicia invadează pământul. Și de aceea Domnul Hristos, cel care a înviat atunci, poate să ne cuprindă pe toți în învierea Lui. Și nașterea noastră din nou, trezirea noastră la credință, trăirea noastră cu Hristos este o credință sau o trăire care ne unește cu El din învierea Lui și până în final. Noi în fiecare zi asta suntem chemați să trăim și poate că ar trebui să ne smerim așa cum au făcut și Sfinții Apostoli și ucenicii de atunci și rămânând în biserică și luând în serios toate pe care biserica prin Duhul Sfânt, nu de la oameni, prin Duhul Sfânt ni le pune înainte, să realizăm că în ele îl găsim pe Hristos cel înviat. Știm acea
întâmplare cu mitropolitul Antonie de Suroj, căruia i-a recomandat un preot undeva în adolescența lui, când nu era credincios, dimpotrivă, cocheta cu ateismul și cu nihilismul, să citească câteva capitole din Evanghelie. Și când a ajuns la capitolul 3 din Marcu, s-a ridicat, m-am mai spus aici, s-a ridicat de la masă, s-a pus în genunchi și a început să se roage. Pentru că, zice el, eram convins că cel despre care citesc îi în fața mea, prezent în modul cel mai viu. Și s-a rugat Domnul Hristos și nu m-a părăsit niciodată această convingere că Hristos, pe care l-am găsit atunci citind în cuvântul lui, este cu mine. Deci citindu-l în Sfânta Scriptură, rugăciunea, tot timpul, când un creștin care crede în înviere n-are voie să se plictisească și n-are voie să fie trist. Paștile, izbăvirea de întristare. De ce? Pentru că învierea arată că până și învierea din morți e posibilă în creștinism. Și chiar dacă ceea ce cer nu se realizează în lumea asta, Hristos prin înviere ne deschide porțile veșniciei. Ne va da Dumnezeu mult mai mult dincolo. Dar asta înseamnă să stăm în rugăciune, să fim tot timpul cu, în orice, ori în bucurie, ori în greutate, gândul primul să fie Doamne Iisuse. Doamne Iisuse, care ești viu, care ești viața mea, ajută-mă, luminează-mă, rezolvă tu problema. Chiar și în privința celor de lângă noi, toți creștinii care se roagă pentru alții văd cum, dacă te reuși pentru un om, după o vreme rugăciunea îl schimbă. Noi care suntem aici, cum zicea Părintele Claudiu, noi suntem aici ca un rod al jertfei înaintașilor noștri, care în vremuri incredibil de grele au suferit, s-au jertfit, au fost bătuți, au fost băgați în închisoare, privați de libertate. Și acolo, în greutatea aceea incredibilă, s-au rugat, au știut Scriptura pădiroși, au zis-o, au rostit-o și au găsit în ele raiul, au postit, chiar cum zicea frate Trean, le dădeau mâncare de dulce în Vinerea Mare, dar ei știau, nu, azi e Vinerea Mare, nu mâncăm, nu ne bajocorim credința, oricât ne-ar fi de foame și oricât ne-ar fi de greu. Noi suntem rodul jertfelor, dar ca să meargă lucrurile mai departe, trebuie și noi să participăm la viața aceasta dumnezeiască, descoperită prin învierea Domnului Hristos, prin bogura Duhului Sfânt în biserică. Și cel mai greu lucru care tot îl spunem noi e să fim mai blânzi, mai iertători cu cei de lângă noi. Întotdeauna când iertăm pe cel ce ne-a greșit, învierea lui Hristos lucrează în noi cu cea mai mare putere. Orice iertare înseamnă o înviere. O înviere a noastră și o înviere a celui pe care l-am iertat. Domnul să ne ajute și să ne lumineze. Amin. Slăviți să fie Domnul.